Cu multă speranță și ambiție au plecat suporterii giurgiuveni la Craiova să își susțină echipa favorită. Aceștia au reușit să efectueze deplasarea datorită grupului de firme Nova Force, care le-a asigurat transportul la inițiativa deputatului Florian Nicolae. Ostra! 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 Catalogat drept derbiul etapei, meciul dintre CSU Craiova și Astra Giurgiu nu a oferit spectacol deosebit. A fost un meci de uzură în care ambele echipe au jucat cu teama de a nu pierde locul în clasament. Prima repriză a fost lipsită de evenimente notabile. În a doua parte a jocului, Astra, cu Dan Spătaru pe post de vârf de atac, a început să forțeze, iar ocaziile au început să apară rapid. Enache ar fi putut deschide scorul în minutul 57 cu o minge trimisă sub transversală, însă acesta a fost surprins de arbitru în poziție de offside, iar golul a fost anulat. Accidentat, Valeri Găgăman a fost schimbat în minutul 51 de polonezul Volachevitz, care a debutat în tricoul Astrei, însă nu a fost o zi fericită pentru el, deoarece după un sfert de oră avea să părăsească terenul pentru două cartonașe galbene primite. Pe ultima parte a jocului, Craiova cu un om în plus a început să forțeze victoria, iar în minutul 80 oltenii cer un penalti la o minge care l-a atins pe Iahaia pe mână, în careu însă meciul este lăsat să continue, rezultatul final fiind cel de la începutul jocului, 0-0, iar Astra și Craiova nu reușesc să se distanțeze una de cealaltă. La finalul meciului, ambii antrenori au fost dezamăgiți de echipele lor. După cum s-a desfășurat jocul, nu se putea nici mai mult din partea noastră, nici din partea Craiovei. Pot să fiu mulțumit cu acest punct, dar jocul nu m-a mulțumit, a spus Dorinel Munteanu. Am fost nule amândouă echipele. Acest rezultat nu ne mulțumește, dar nici nu ne displace. La ce s-a întâmplat azi, n-a fost o partidă așa deosebită, a spus Sorin Cârțu. Pentru Astra a mai debutat fotbalistul Iulian Roșu, ultimul transfer reușit de giurgiuveni, cel care l-a înlocuit pe Spătaru în atacul vicecampioanei. După un meci fără gol primit, Silviu Lung Junior a fost convocat la echipa națională pentru meciul tricolorilor de duminică cu Insulele Feroe din cadrul preliminarilor pentru Euro 2016.